Covazna, Puceasa, Olănești și Amara sunt stațiunile în care giurgiuvenii care au solicitat obținerea unui bilet de tratament își petrec în această perioadă un sejur balnear. Sezonul vacanțelor balneare a început de la jumătatea lunii februarie, iar în prezent reprezentanții casei de pensii Giurgiu se află în curs de valorificare a biletelor de tratament pentru seria 5-a. Din biletele alocate acestei serii au fost valorificate până în prezent mai mult de jumătate. Pentru anul 2015, la nivelul casei județene de pensii Giurgiu, au fost alocate un număr de 2199 de bilete de tratament, structurate pe 19 serii. În momentul de față valorificăm seria 5 pentru anul 2015, cu plecare din data de 21-22 aprilie 2015. Pentru seria 5 din anul 2015 avem alocate un număr de 66 de bilete, valorificate până în această oră fiind 32. Pot beneficia de bilet de tratament balnear pensionarii sistemului public de pensii, asigurații sistemului public și beneficiari ai unor prevederi de legi speciale care au dreptul la bilet de tratament balnear din sistemul public, și anume veteranii sau văduvele veteranilor de război, persoanele cu handicap și revoluționarii. Pentru că de la data de 1 februarie 2015 în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate de către asigurații și furnizorii de servicii medicale, pensionarii trebuie să știe că la prezentarea în stațiunea balneară trebuie să aibă asupra lor cardul de sănătate activat la medicul de familie și să cunoască codul PIN al acestuia.